Cum să ne focusăm pe proiectele personale? Bună ziua, aici Rivadu. Astăzi răspund la această întrebare. Vă citesc doar ultimele două mesaje primite pe această temă, fără să le caut pe celelalte, pentru că, în esență, sunt aceleași. Iată primul. Bună, sunt mămică și soție. Pentru câțiva ani mi-am redus activitatea profesională pentru a mă dedica familiei. Acum doresc să mă reîntorc, dar nu mai îmi găsesc forța necesară. Soțul nu mă susține în acest demers. Cum aș putea să-mi recapăt curajul? Mulțumesc, te urmăresc cu drag. Al doilea mesaj. Ce tehnici să aplicăm atunci când ne dorim să facem un proiect personal și nu reușim să ne focusăm pe el, pierzându-ne în alte treburi mărunte, cum ar fi casa, familia, copiii. Eu în punctul ăsta sunt. Astea au fost cele două mesaje pe scurt. Înainte ca noi femeile să sărim în sus și să învinovățim societatea patriarhală în care trăim și înainte să spargem capul la bărbații din jurul nostru, vă spun că în aceeași situație se poate găsi foarte bine și un bărbat. Cam de jumătate de an am în coaching doi bărbați care au exact aceeași problemă. Nu cunosc personal doamnele care mi-au scris, dar în coaching, evident, încep să cunosc ceva mai mult din persoana pe care o am în față și să cunosc ceva mai mult despre viața ei. Iată, pe scurt, situația acestor doi bărbați. Unul dintre ei este o persoană foarte talentată, este un poet și un prozător. El a făcut o altă meserie, iar acum este la pensie. Este încă tânăr, dar a ieșit mult mai devreme la pensie și nu contează vârsta. A fost căsătorit pentru ani de zile cu o femeie abuzivă, apoi, după divorț, a avut trei relații cu femei mai mult sau mai puțin abuzive. Ce coincidență, nu? Deci, aceste femei ori erau în competiție cu el, ori doreau să fie dominante, nu-l respectau și s-au folosit foarte mult de el. Nu e un bărbat prost. Dacă auzim povestea lui așa la rece, cineva poate să întrebe, dar ce bărbat mai e și ăsta? Nu, nu este prost, dar nu se iubea pe sine, avea mereu nevoie de aprobare, atenția lui era complet îndreptată spre persoana din fața lui, uitând de propriile visuri și talente. Deci este genul de bărbat care gătește, face curat și răspunde la toate cererile femeii cu care stă, numai și numai, de fapt răspundea, pentru că nu mai răspunde astfel, răspunde la toate cererile femeii cu care stătea, numai și numai ca să fie bine și să nu fie abandonat. În aceeași situație, mai mult sau mai puțin, este și al doilea bărbat de care îți vorbesc în acest audio. El este căsătorit de 30 de ani cu soția lui. Acest bărbat trăiește într-o parte a lumii unde e mai mult matriarhat decât patriarhat. Este un trainer extraordinar de competent și talentat, dar care nu își găsește timpul suficient pentru cariera lui. O face printre picături. Faptul că este atât de talentat îl ajută foarte mult, dar dacă s-ar dedica cariere, cred că ar fi la nivel internațional, ar avea un succes la nivel internațional. În cazul său, nu numai cultura și obiceiurile din țara lui și-au spus cuvântul, dar mult mai mult aceleași frici, frica de singurătate, de abandon, de dezaprobare din partea familiei, frica de a pierde casa, bunurile adunate în timpul căsniciei și așa mai departe. Frici peste frici peste frici, nu vi le povestesc pe toate aici. Nu este o coincidență că amândoi bărbații sunt bolnavi. Primul a avut un cancer, l-a depășit cu brio, dar se pare că marcatorii pentru cancer au rezultat pozitiv din nou. Al doilea, și el a fost bolnav, chiar a riscat să moară, are o boală autoimună. Pentru cine este pasionat de metamedicină, înțelege mai bine situația și înțelege de ce ei manifestă aceste boli. În paranteză fie spus, nu e că metamedicina este noua Biblie și obliga forța ce scrie acolo e scris în piatră, trebuie să interpretăm de la caz la caz, dar în linii generale ne dă bune indicații. Deci, ceea ce voi spune astăzi este valabil și pentru bărbați și pentru femei. Am fost dresați să credem că a sluji pe celălalt sau pe ceilalți este scopul suprem
al ființei umane și nimic nu este mai nobil. De ce? Pentru că dacă urmărim visurile și scopurile noastre personale, devenim ființe fericite și libere. Cui trebuiesc ființe fericite și libere? Dacă suntem fericiți și liberi, nu mai suntem în gheara și la cheremul nimănui. Nici a partenerului de viață, nici a părinților, nici a copiilor, nici a ambientului de la serviciu, nici a societății, nici a religiei. Deci cineva pierde. Deseori mă întreb ce sens are să ne pierdem sensul vieții, să ne pierdem chiar și viața și să nu împlinim scopul sufletului nostru doar pentru a sluji alte persoane, pentru a le slugări în realitate. Nu putem pune pe altcineva înaintea noastră. Nu putem trăi viața altora. Nu putem trăi viața copiilor noștri și a nimănui altcuiva. Fiecare persoană are o menire și trebuie să exprime ceea ce dorește sufletul său, nu ce vrea altcineva. Universul este extrem de inteligent. Nu există nimic în plus sau în minus în acest univers. O persoană ca tine nu a mai existat și nu va mai exista, iar tu ai un rol în acest univers. Că nu îți dai seama este o altă poveste. Deci, în primul rând, fii clar cu tine însuți și definește foarte bine ceea ce vrei cu adevărat. Care este acest proiect al tău? Ce anume îți face inima să cânte? Scrie despre acest lucru, pune-ți întrebări, reflectează. Ia-ți timp suficient ca să înțelegi ceea ce dorești cu adevărat. Și chiar scrie pe o bucată de hârtie care este proiectul, visul tău. Apoi întreabă-te de ce îl vrei. Nu are importanță răspunsul, crede-mă. Ceea ce e cu adevărat important este cât de mare este acel de ce. Nu te amăgi și nu-ți povesti baliverne, nu-ți spune cuvinte mărețe. Poate ai în minte un proiect pentru că vrei să faci mulți bani. Foarte bine. Dacă ăsta este răspunsul tău cu care rezonezi, este ok. Mi-ar place să fim onești cu noi înșine și să acceptăm diversitatea și să încetăm să fugim după umbre. Este foarte la modă chestia asta cu spiritualitatea. Și este inutil să spunem, pe mine tot materialismul ăsta nu mă interesează, pe mine mă interesează partea spirituală. Foarte bine. Du-te și spune asta când plătești factura la lumină. Sau spune chestia asta unui copil care nu are ce mânca. Sau spune cuiva unui copil care nu are cu ce să-și continue studiile. Spune asta unui artist care nu are culori să picteze, să creeze. Noi suntem în esență ființe spirituale care fac o experiență umană cu tot ceea ce implică aceasta. Dacă sufletul tău și al meu și al nostru a ales să se nască în această epocă în care banii sunt mijlocul de schimb între servicii și bunuri, atunci datoria ta este să satisfaci dorința sufletului tău de a trăi din punct de vedere uman această experiență. În două cuvinte, trebuie să fii capabil să faci bani, chiar mulți, înainte de a zice, ok, pe mine nu mă interesează banii, am făcut această experiență, am văzut filmul ăsta, mă uit la un altul, fac altceva. Asta o spun ca să înțelegi că nu are importanță răspunsul, nu are sens să-ți dai un răspuns, nu ca să ajut cât mai mult pe alții, etc., etc. Poate să fie, foarte bine. Dar nu te forța să găsești ceva spiritual sau din punct de vedere social, acceptabil sau lăudabil. Răspunsul poate să fie că vreau ca toată lumea să știe ce băiat deștept și frumos a făcut mama sau fata, în cazul doamnelor. Cineva o să sară în sus și o să zică, ăsta e ego. Foarte bine. Ar trebui să vorbesc vreo două zile despre ego și despre cum este interpretat în zilele noastre, dar povestea e prea lungă. Și nu are importanță. Pentru că dacă noi avem
O dorință arzătoare în noi, în realitate, nu cunoaștem sursa ei. Sufletul, da, dar mintea nu. La nivel rațional, ne putem da o grămadă de explicații. Dar vei înțelege motivul sufletului după ani și ani. Și doar dacă ești norocos. Așa că nu-ți bate capul. Avem nevoie de motivația la nivel rațional pentru că așa funcționăm. Și trebuie să fie o motivație puternică care să ne dea combustibilul necesar ca să realizăm proiectul nostru. Dacă partenerul tău nu te sprijină, este cazul să ai o discuție serioasă și cu inima în mână cu el. Trebuie să înțelegi care este rolul tău în cuplu. Aveți aceleași drepturi și îndatoriri? Care este rolul tău? Cât timp pe zi este el dispus să-ți acorde ca să lucrezi la proiectul tău? Evident, el sau ea va face rezistență. Cum adică avea păpica gata, hăinuțele curate, călcate și parfumate și dintr-o dată trebuie să rupă din timpul său prețios? Îmi pare rău că sunt ironică, știu tragediile care se declanșează în urma unei astfel de discuție. Va fi o discuție neplăcută, dar ai nevoie de ea. Ca să-ți dai seama dacă este iubire între voi sau e doar o necesitate, sunt doar jocuri de putere. Iarăși nu stau să analizez toate situațiile posibile acum, pentru că sunt foarte multe. În paranteză fie spus, am decis pentru luna iulie, pentru că este luna în care m-am născut, să o dedic iubirii. Deci, voi face o serie de audio dedicate iubirii și relațiilor. Sper să reușesc să înregistrez și un audiocurs despre relații de iubire. Este un audiocurs pe care l-am promis de vreun an circa la mai multe persoane care m-au contactat și am promis și fetei care îmi îngrijește site-ul și care se ocupă de marketingul meu și care acum mă strânge cu ușa. Oricum ar fi, nu fac promisiuni, este doar o idee. Dacă voi putea să-l înregistrez bine, dacă nu, rămâne pe altă dată. Ne întoarcem la partenerul sau partenera. Dacă nu te sprijină, e ok și asta. Dacă vrei să continui să dai din timpul tău partenerului, este ok. Doar fi clar sau clară cu tine însuți. Educă-ți copiii să-ți lase timp și să te ajute în treburile gospodărești. Iar în ceea ce te privește, lucrează pe tine însăți. Lucrează pe independența ta emoțională, lucrează pe independența ta financiară, lucrează pe nivelul de autostimă, lucrează pe iubirea și respectul de sine. Lucrează pe fricile și atașamentele tale. De exemplu, frica de abandon. Ți-e frică că partenerul te va abandona? Bine, te-ai mai gândit vreodată că ar trebui lui să-i fie frică? Întrebare, cum se lucrează pe autostimă și pe iubirea de sine? Nu este chiar așa de ușor cum pare. Afirmațiile pozitive sunt frumoase, câteodată funcționează, câteodată nu. Și sunt foarte lente. Dacă vrei să ieși la pensie, spunând mă iubesc și mă accept, așa cum sunt, poate fi o soluție. Afirmațiile pozitive sunt un supliment, dar nu o strategie completă. Știi câte persoane am cunoscut care repetă toată ziulica afirmații pozitive, dar au o viață complet nefericită? Deci, vorbele contează și nu prea. Dacă nu ai pe cineva care să te ajute să explorezi aceste probleme de iubire de sine și autostimă, ceea ce contează cu adevărat este acțiunea concretă. Așa se construiește autostima. Faci acțiuni concrete, zilnice, în direcția iubirii de sine și a autostimei. Cât despre frici, și astea, ele unea câte una. Ți-e frică că vei pierde casa și ce dacă? Dacă ai făcut una, ai să mai faci o 200, dacă ții neapărat. Și dacă încă nu ai făcut-o și este altcuiva, este momentul potrivit să-ți o faci tu casa. Cine te împiedică? Deci lucrează cam în felul ăsta pe orice convingere, pe orice idee pe care o ai, pe orice frică, pe tot ceea ce te împiedică să te concentrezi pe proiectul tău. Ține minte că tu trebuie să devii prioritatea ta. În orice moment. De ce? Pentru că viața nu ne dă pauze, nu ne dă vacanțe. Tot timpul vor fi urgențe, persoane care au nevoie de tine, boli, necazuri și așa mai departe. Nu există un timp perfect.
Când totul se liniștește și tu poți în sfârșit să te dedici proiectului tău. Nu există așa ceva. Timpul perfect este chiar acum. Acum, acum, în acest moment, în timp ce vorbesc eu. Primul lucru pe care îl faci când deschizi ochii dimineața este să citești proiectul tău și să citești de ce îl vrei. Astfel îți vei seta ziua, îți amintești cine ești, îți amintești ce vrei și care este prioritatea ta și pentru ce lupți. Iar prima oră a zilei dedică-o complet proiectului. Lasă yoga, lasă meditația și orice altceva deocamdată. Lucrează concret la proiectul tău. Nu știu ce tip de proiect este, dar lucrează la el. Prima oră a zilei, fără excepție, inclusiv duminica. După ce ai terminat această oră, poți face ce vrei. Dacă vrei meditație sau să ai grijă de familie sau orice altceva. Și orice moment liber din timpul zilei, dedică-l proiectului tău, orice moment. Fă în așa fel încât să fie ca o bancă în care tu depozitezi minute și atenție pentru proiectul tău. Cu cât dai mai mult atenție, energie și timp, cu atât proiectul tău prinde formă, crește. Nu este ușor să te lupți pentru un vis, mai ales dacă cine ți este aproape te sabotează și îți sabotează toate eforturile. Este un bun prilej ca să crești, ca să înțelegi mai bine cine ești și care sunt dinamicile tale. Este un bun prilej și pentru cuplu să crească și să evolueze. Dar tu care mă asculți acum, te rog, luptă cu ghearele și cu dinții pentru visul tău. Luptă pentru ceea ce ai în inimă, nu te da bătut. Ieși din mecanismul pervers al societății în care trăim. Toți suntem conștienți că umanitatea trece printr-o profundă criză și toate structurile și suprastructurile se prăbușesc. Este natural ca societatea să ne țină blocați, să ne fure visele, să ne facă sclavi, pentru că chiar dacă este în agonie, vrea să supraviețuiască și trăiește doar datorită sclavilor. O persoană fără vise este un sclav. O persoană care nu se bate pentru țelurile sale rămâne un sclav. Personal, cred, și vom vedea dacă am dreptate sau nu, societatea se dezmembrează și nu va supraviețui. Și singura șansă pe care o avem este aceea de a ne descoperi unicitatea și propriile vise. De a avea curaj, pentru că mulți se sperie de ceea ce descoperă în sine, mulți în realitate se tem de fericire, mulți se tem de bucurie, de pacea interioară, pentru că nu sunt obișnuiți, pentru că nu știu ce înseamnă și pentru că din exterior suntem bombardați să credem altceva. Va supraviețui cine este curajos să-și trăiască propriul vis, propria chemare, chiar dacă este în contrast cu orice și cu oricine din jurul său. Și o ultimă idee. Gândește-te la copiii tăi. Copiii, când devin adulți, fac exact ceea ce au văzut la părinți. Trăiesc ceea ce au văzut la părinți. Nu cuvinte. Nu cuvinte bombastice, fapte. Așa se educă copiii, prin fapte. Dacă în acest moment spui cu mâna pe inimă, ok, doresc copiilor mei să trăiască exact viața pe care o am eu, nici mai mult, nici mai puțin. E bine, înseamnă că duci o viață minunată și este ok. Dar dacă este și o mică parte pe care nu ai dori-o copilului tău sau copiilor tăi, lucrează pe ea. La rândul lor, când vor deveni adulți și vor lua viața de piept, subconștientul lor îi va conduce spre cea mai bună rezolvare posibilă, pentru că ei au avut, ca exemplu, un părinte curajos, care se stimează pe sine, care dă valoare propriei vieți, care nu este o oiță blândă, anonimă, nefericită și supusă într-o turmă dezorientată. Deci gândește-te la copiii tăi. Ce exemplu dai? Cine ești? Atât pentru astăzi. Am avut multe subiecte concentrate în unul singur. Ar fi foarte mult de vorbit, mai ales despre independența și curajul personal, dar vă las la treburile voastre. Nu înainte să vă mulțumesc din inimă pentru mesajele frumoase, pentru susținerea voastră, pentru prezența voastră. Apreciez foarte mult și îmi dă
energie și o motivație în plus să continui ceea ce fac pe acest canal. Vă îmbrățișez cu mult drag, aici vă adu viață lungă și prosperitate.